Pompierii militari ai gărzii de intervenție Siret, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mihăileni, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță smurt pentru localizarea și lichidarea unui incendiu smugnit în localitatea Mihăileni, județul Botoșan, informează Isu Suceava. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o anexă gospodărească și o bucătărie de vară, cu pericol de propagare la casa de locuit și la construcțiile aparținând proprietăților învecinate. Incendiul a fost lichidat la ora 17. Au de postul de păsări, asterea la acoperișul lui bucătăriei de vară, bunuri depozitate în podul construcției, circa 2 metri cub de lemn de foc și două tone de furaje. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost un foc deschis în spații deschise. Mai precis, proprietarul a încercat să igienizeze adăpostul de păsări cu un arzător cu gaz. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința proprietarului și construcțiile învecinate cu bunurile aferente.